Cei născuți în semnul Fecioarei nu au prea mult chef nici de distracție, nici de drăgăleală. Zilele de 12 și 13 februarie pentru ei sunt zile în care vor să rămână singuri, sunt oarecum antipatici și ostili manifestărilor afective. Chiar și față de copii, părinții născuți în Fecioară se vor dovedi niște pedagogi drastici, intransigenți, principiali, hipercorecți și nu odată ușor deplasați, exagerați în pretenții sau în pedepsele aplicate, ori în premisele educaționale pe care le pun. Undeva trebuie totuși să-și impună o măsură. Între 13 și 15 februarie va fi rândul casei a șasea să devină un loc important pentru existența acestor nativi. În principal este vorba de evenimentele care se petrec la locul de muncă, unde nu una, ci mai multe surprize se pot ține lanț, unde cursul evenimentelor poate să ia o turnură brutală, șocantă sau iminentă, să trebuiască să decidă pe loc, instantaneu, ce fac, ce spun, unde semnează, dacă se implică, cum execută un ordin, ce trebuie să spună, ce nu trebuie să spună și așa mai departe. Ziua de 15 februarie se asociază cu faza de lună nouă și cu un element care poate să fie o chestiune de început. Sigur că este un moment când, cel puțin la noi în țară, despre salarii se vorbește mult și au început să se producă în diferite instituții evenimente, nu toate acceptate cu ușurință, altele nu sunt acceptate deloc. S-ar putea ca unele persoane născute în acest semn zodiacal să fie și ele luate pe sus de valul acestor schimbări, acestor modificări salariale și care să nu arate deloc așa cum și-au făcut ei calculul, așa cum se așteptau, așa cum li s-a spus. Dacă va fi mai bine sau mai rău, aceasta este o chestiune individuală, subiectivă. Sigur, sigur, însă, ei vor trebui să se poartă și să le ia în calcul, nu le pot ignora, nu le pot amâna, nu se pot face că n-au auzit și n-au înțeles despre ce este vorba. Moment important și pentru sănătate, moment de supra-solicitare pentru axa cardiovasculară, pentru sistemul venos, pentru tot ceea ce ține și de sistemul nervos periferic, circulație periferică. De aici o grijă specială pe care ar trebui să o aibă acești nativi. Principala formă de protecție este autocontrolul, cenzura pe care să-și o pună ori de câte ori viața îi provoacă. Să se enerveze mai puțin, să se obosească mai puțin, să își șubrezească organismul cât mai puțin prin alimentație excesivă sau anapoda prin medicație neconcludentă, prin conduită lipsită de înțelepciune sau prin excese și prin într-un fel periculos de a trăi, mai ales dacă în acele zile își vor putea lua, mă rog, liber și s-ar putea dedica practicării unor sporturi. Să știți că sporturile practicate în exces nu aduc în mod echivalent și fericire în exces sau satisfacție în exces, v-aș spune dimpotrivă. La capitolul acesta, prudența trebuie să fie maximă. Între 16 și 18 februarie, numeroase planete în semnul peștilor, în casa a șaptea, nu fac decât să tempereze demersurile dușmanilor. Victorie, veselie. Aceia parcă nu mai au așa spor ca înainte, cedează, se plictisesc, renunță, acceptă un dialog de împăcare, își revizuiesc părerile, sunt atenționați și ei de cineva și își bagă mințile în cap. În fine, poate chiar și reprezentanții unor instituții devin mai cooperanți, mai concesivi, mai corecți, mai adecvați în tot ceea ce fac într-o anumită cauză. De aceea, o serie de conflicte pot să aibă un curs cât de cât favorabil, acceptabil sau în avantajul nativilor. Sigur, pe fond, din punct de vedere astral, aspectul e mai bun. Aspectul arată chiar a noroc, a șansă mare, a rezolvare, dar eu nu vreau să vând iluzii și să entuziasmez pe toată lumea și să-i fac pe cei născuți în Fecioară să
își frece palmele zicând, ura, gata, am scăpat de proces. Nu, s-ar putea să nu scape, dar cursul să fie cu adevărat mult mai bun sau într-un fel care să le permită de aici încolo să dea curs unor gesturi avute de ei în vedere într-o strategie care să se finalizeze cândva, cumva, cu un beneficiu, un câștig sau o repunere în drepturi. La sfârșitul zilei de 18 februarie, luna va intra în casa a 8-a și va face puțin nerăbdători să rezolve o chestiune patrimonială sau un drept care li se cuvine, ce este supus acum unei presiuni, unei confuzii, unei erori, unei măsuri nedrepte sau prost înțelese sau prost executate sau prost aplicate.